Directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, domnul Daniel Chirilă, apreciază că decizia Ministerului Educației de a transforma 35% din clasele de liceu tehnologic în clase de școală profesională vine să răspundă nevoilor de forță de muncă, așteptându-se ca învățământul să pregătească mai temeinic tinerii care la rândul lor așteaptă integrarea mai facilă pe piața muncii. Chiar dacă există o anumită concurență instituțională între ghilimele, noi suntem membru în acel consiliu care aprobă planul de școlarizare anual și eu până acum aveam chiar dispute destul de aprinse cu cei din învățământ, pentru că oferta lor pe partea profesională orientată direct pe piața muncii era infimă față de cererile pieței. Deci ne băteam pentru câte o jumătate de clasă în construcții pe județ sau ceva de genul ăsta. Adică eu ceream mai mult în acea forum de consultare pe care inspectoratul avea ca înainte de a trimite planul de școlarizare anual spre minister, și ceea ce propuneau ei în funcție de resursele pe care le aveau, ce profesori aveau și de cerințele elevilor. Pentru că inițiativa este bună, așa și ar trebui să fie pe piață, să fie mai puțini cei care termină din prima fază 12 clase cu bacalaureat pentru că, și după aceea merg la facultate, pentru că nu există atâta nevoie pe piața muncii și în societate de studii superioare cât și studii medii, cât efectiv sunt absolvenți în fiecare an. Și atunci persoanele respective au un fel de declic personal la momentul când intră pe piața muncii și caută de muncă și de fapt nu mai găsesc și constată că au făcut degeaba o facultate, au făcut eforturi financiare și trebuie să lucreze la un nivel mai jos de calificare pentru a efectiv a-și câștiga existența. Concurența este, noi oricum nu acoperim decât o mică parte din piață și noi, adică nevoile sunt mult mai mari ale agențiilor economici, pe lângă ceea ce poate face agenția din punct de vedere financiar, adică cum am discutat, de subvenții, de cursuri sau chiar acele programe de ucenicie pe care noi le putem finanța, dar din păcate nu s-au deschis încă, ne-am ținut afară de la fabrica de la Tașca. Nu avem încă clase, sunt în dosare de autorizare, avem cu o firmă la Pângăraț, o firmă la Târgu Neamț care vrea, și chiar avem discuții destul de avansate cu Petrotubu, fostul Petrotubu, pentru să facă o clasă de ucenici. La noi finanțările sunt mult mai atractive, dar sunt pentru cei care deja au terminat, să spunem așa, pentru că finanțările la noi sunt mari. Se finanțează 2250 de lei pe lună de fiecare ucenic programul, pe când la inspectorat, chiar dacă sunt îmbunătățiți legislația, finanțările sunt mult mai mici. Chiar am fost la o întâlnire la Piatra cu factorii de decizii din domeniu și cu o doamnă director din Ministerul Educației, în care ei vorbeau de o sumă de finanțare de tot așa de vreo 2000 de lei pe un an de zile de pregătire pe care i-ar primi agentul economic care primește în practică pe cei de la școala profesională. Adică la noi finanțările sunt mult mai mari și nu va fi o concurență. Acum sperăm să se poată îndeplini acel procent care l-a propus doamna ministru. Pentru că, de exemplu, discuțiile care erau cu inspectoratul când noi ceream clase este faptul că nu se înscriau elevi, adică nimeni nu dorea să se înscrie. Dar prin faptul că oferta probabil va fi mai limitată la liceu, la bacalaureat, de voie de nevoie, obligați de lege, vor trebui să înscrie la aceste școli profesionale. Oferta Agenției Naționale de Ocupare a Muncii este mai tentantă din punct de vedere al subvențiilor acordate angajatorilor decât aceea a Ministerului Educației, așa încât agenții economici vor prefera să primească în practică ucenici trimiși prin agențiile de șomaj decât elevi din școlile profesionale.